pentru că vorbim de reviste, dragii mei. Fiți cu ochii pe mine acum, pentru că vă anunț cu mare bucurie și cu mare mândrie și cu mare fericire faptul că coperta revistei sau ediția din numărul februarie a revistei Viva, pe coperta are mare pe mine. Adică eu sunt pe coperta revistei Viva din luna februarie, eu și cu Izabela și cu Marius, eu și cu familia mea suntem pe copertă. Iată, aceasta este revista, a apărut astăzi, pentru că suntem pe 1 februarie, astăzi a apărut la toate chioșcurile. Vă invit să o cumpărați, nu neapărat pentru că mă consider eu așa neapărat foarte importantă, dar în primul rând pentru că este foarte frumoasă poza. Am încercat să avem un aer cât mai natural și cât mai simplu și cât mai cald și cât mai frumos, dar pentru că înăuntru revistei eu nu dau un interviu sau noi nu dăm un interviu așa cum se întâmplă de obicei în astfel de cazuri, există un pictorial cu mai multe poze, în interior veți regăsi vreo 5 poze cu noi, dar cei de la revistă m-au rugat să scriu niște scrisori pentru familia mea, astfel încât am scris o scrisoare pentru Izabela, am scris o scrisoare pentru Marius, o scrisoare pentru tata și o scrisoare pentru mama. Sunt niște rânduri foarte sincere pe care le-am scris din tot sufletul meu, cu foarte mare, cu inima foarte deschisă. Mi-am pus sufletul pe tavă, dacă vreți, scriind aceste scrisori. Recunosc că în timp ce le scriam, mi-au dat lacrimile și când i-am scris scrisoarea lui Marius, în momentul în care scriam scrisoarea lui Marius, la un moment dat nu mai vedeam să scriu, pentru că îmi curgeau lacrimi și roaie și nu mai vedeam să scriu foarte bine. Eu consider că scrisoarea pentru Marius este cea mai emoționantă dintre toate scrisorile pe care le-am scris. Vă invit să o citiți, pentru că în această scrisoare povestesc despre un moment crucial din relația noastră, ziua de 1 mai 2014, care pentru mine este ziua în care... Dacă vreți, m-am născut a doua oară, în sensul în care am trecut printr-o intervenție chirurgicală foarte complicată, în urma căreia nu știam dacă o să supraviețuiesc. Și citiți revista, veți afla acolo cum am trăit eu acea zi și rolul pe care Marius l-a avut în acel moment absolut de cumpănă, poate cel mai greu moment din viața mea. Așa că vă invit să citiți. Mai este o scrisoare pentru tata. O scrisoare scurtă, poate cea mai scurtă, plecată dintr-o foarte mare durere pe care o am în suflet. O scrisoare care vorbește despre dor și despre lucruri care, de care mi-e dor, pentru că de fapt mi-e dor de el foarte tare. Și scriind această scrisoare am realizat că din 42 de ani de viață, aproape 30, el a fost practic absent din viața mea. Așa că vă invit să citiți aceste rânduri și aceste gânduri pe care eu le-am scris cu foarte multă sinceritate și cu sufletul deschis. Sunt și pozele foarte frumoase, așa că vă invit să cumpărați revista Viva. De astăzi o găsiți la toate chioșcurile.